Fumul gros care ieșea din casă a fost observat de câțiva trecători care au sunat la 112. În momentul incendiului, în casă se afla un bărbat și o bătrână imobilizată la pat, care au fost evacuați imediat de pompieri. Am ieșit că tare mare fum pe geam, am uitat ce tare mare fum și am fugit și după aia văd că vine salvare pompierii numai. Nu, atâta. Ați auzit ceva? Buitura a fost explozie? Nu, că nu m-am uitat că tare mare fum și merge lângă geam, că aici stămne și când văd eu aici bai ceva. Eu din camera am văzut numai fumul, dragă, n-am văzut. Dar îi cunoașteți pe proprietari? Cine aici este? Eu din camera mare am văzut cum acum. Cine ați auzit cu buitura? Nu am auzit nimica. Femeia a fost preluată de un echipaj smurt care a acordat primul ajutor, iar bărbatul de un echipaj de ambulanță. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Am fost alertați pentru stingerea unui incendiu. La sosirea echipajelor în casă erau două victime, două persoane, un bărbat și o femeie, care erau în imposibilitatea de a se evacua. Se știe din ce cauză a izbucnit incendiu? După ce vom lichida incendiu, o să cercetăm cauza incendiului. În momentul de față nu ne putem pronunța. Sunt afectate de incendiu două camere, mai mult fum, datorită fumului, și o cameră arsă în totalitate. Deocamdată nu se știe de la ce au pornit incendiul. Împreună cu colegii de la pompieri am ajuns la locul unui incendiu. Acolo se aflau două victime surprinse de incendiu în interiorul locuinței. Acestea au fost evacuate de către colegii de la stingere. Noi am preluat una dintre victime acordându-i primul ajutor. Cealaltă victimă a fost preluată echipajul SAJ. Amândouă au fost transportate la spital. În ce stare au fost lăsate la spital? Au fost preluate cu un atac de panică și cu o ușoară intoxicație cu fum. Au fost predate stabile, urmând ca acolo să facă investigații ulterioare.